Cum trebuie făcută o milostenie sau ajutorare în numele Domnului? Într-o duminică la adunare s-a anunțat că se face o strângere de ajutoare pentru familiile care trec prin lipsuri. Fratele conducător a spus că fiecare e bine primit cu ce poate da în numele Domnului, fie bani, fie alimente sau haine, dar hainele să fie verificate ca să nu fie rupte și să fie curate. Am strâns și noi ce aveam pentru ajutorarea acelor familii, bani și alimente, iar în două plase am pus haine purtate, pe care, după cum s-a spus, le-am verificat să fie curate și cusute. Le-am împachetat și le-am pus lângă ușă, pentru că dimineața să le ducem la adunare, de unde să fie trimise mai departe cu camionul pe care un frate l-a pus la dispoziție. Noaptea însă am avut un vis din care m-am trezit tare mustrată în inima mea. Mi se părea că cineva a bătut la ușa casei noastre, dar eu am sărit repede să deschid. La ușă era Domnul Iisus. A intrat, s-a uitat la tot ce aveam prin casă și m-a întrebat: pentru mine, ce ai pus deoparte? Eu i-am arătat plasele pregătite pentru familiile sărace ca să le dau în numele Domnului. Domnul m-a întrebat: numai atât merit eu? Haine vechi, care ție nu-ți mai trebuiesc? A călcat cu picioarele pe plase și a zis: așa ceva eu nu primesc. Jertfele acestea au cusur. Mie nu mi-ai dat ce ai vrut mai bun. Nu mi-ai dat floarea făinii, nici cele mai bune și mai frumoase roade sau haine. Mi-ai dat ce ție nu-ți mai trebuia și te simți cu inima împăcată că i-ai dat Domnului partea lui. Poți să le dai la săraci, dar nu în numele meu. Astfel de jertfe nu se aduc pe altar în numele meu. Eu sunt un împărat mare și vreau jertfe fără cusur. Eu vreau floarea făinii și atunci binecuvântarea va veni peste voi. Ce dai, aceea vei primi, că eu nu îi să-i răsplătesc pe cei ce mă iubesc prin fapte, nu de pe buze. Nu opriți partea mea, nu-mi dați firmituri, aduceți jertfe neștirbite în numele meu pe altar. Și a plecat din casă. Eu am rămas plângând și uitându-mă după el. Aș fi vrut să stric, să vină înapoi, să-i dau cea mai de preț în casa mea, dar a dispărut. M-am trezit din vis, am mers la adunare și am adus ce am pregătit, alimente și bani, spunând că le dăm în numele Domnului. Dar le-am spus fraților că hainele nu le dăm în numele Domnului, doar dacă cineva crede că are nevoie de ele, să le ia, să le folosească. De atunci, ori de câte ori dau ceva în numele Domnului, sau dacă cumpăr fructe să duc la un bolnav acasă sau la spital, când le cumpăr, mă uit să fie cele mai frumoase și cele mai bune. Iar când cumpăr haine pentru a le da în numele Domnului, mă gândesc să aleg ca și cum ar fi pentru mine, spunând și altora, adânc marcată de acest vis. Dacă aveți haine vechi, încălțăminte sau alte lucruri pe care vreți să le dați din casă, că nu mai aveți nevoie de ele, dați-le, nu le aruncați, dacă încă mai sunt bune, dar nu le dați în numele Domnului, ca nu cumva să fim triști, că fumul jertfei noastre nu se suie sus la Domnul. Ba încă să ne alegem și cu blestem, cum zice în Maleahii, capitolul 3 cu versetele 8 și 10, Levitic, capitolul 22 cu versetul 20, Maleahii, capitolul 2 cu versetele 11 la 14, blestema să fie cine aduce astfel de jertfe pe altarul Domnului. Căci atunci când vrem să facem un cadou cuiva, căutăm să fie fără defect și cât mai frumos, ca să se bucure de el. Prin ceea ce dăm, ne arătăm respectul și dragostea pentru persoana respectivă. Domnul să ne ajute să înțelegem că orice dăm uneia dintre cei mai neînsemnați copii ai lui, noi dăm Domnului și el a spus că ne va răsplăti. Nimeni nu-și va pierde răsplata pentru ce a făcut unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai Domnului Iisus. Și el va zice atunci: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Domnul Iisus să ne ajute să facem cu mare responsabilitate lucrarea de ajutorare și milă, pentru că răsplata să ne fie deplină din partea Domnului. Amin.